Bun, bă, mulțumit și de joc. 3 puncte. La Flash am și vorbit de lucrul acesta, că sunt 3 puncte în joc. Și vom face tot ce e posibil ca să le câștigăm. A fost un meci de luptă, nu cred că a fost plăcut ochiului. Dar noi, din punct de vedere tactic și defensiv, ne-am vorat foarte bine. Nu le-am dat posibilitatea, eu știu, să-și creeze ocazii. Au avut foarte puține. Nu uitați că în prima repriză noi am avut o bară, am avut și o ocazie clară a lui Kevin. Am auzit că am fi avut și un jumate de penalti. Dar mă bucur că am reușit să câștigăm. Jucătorii care au intrat au făcut diferența și chiar aveam nevoie de un echilibru acolo la mijlocul terenului cu Marcelo și cu Fabri. Sunt 3 puncte cu echipă cu care ne luptăm, eu știu, pentru evitarea retrogradării. Avem 7 puncte față de ei. Sunteți la un pas de play-off. Nu mai vorbesc, dar am vorbit, de câte ori am vorbit de play-off, au venit Galațiu, ne-au dat cu terenul în capă, după aia Iașu, după aia Botoșanu, nu mai vorbim. Obiectivul nostru este să ne îndepărtăm cât mai mult de zona periculoasă, așa zisă. Ați câștigat, dar după gol, ce s-a întâmplat acolo? Strigați ceva spre bancă? Păi strigați, bă, cine știe, era dor de mine, e bă, normal că nu... Și eu vreau jucători de ăștia care sunt supărați când nu joacă. Da, am avut o discuție după meci, a zis că era supărat pe el. Acum, eu știu, era supărat pe el, pe mine, nu mai contează. Dar vreau o reacție de asta la un jucător care intră și care se crede în nedreptățit. Deci el n-are de ce să creadă în nedreptățit. Mi-am pus și presa în cap, că am zis că e cel mai bun numărul 10. Are calitate, e și încă o dată susțin acest lucru, că e unul dintre cei mai buni, nu numărul 10, cei mai buni jucători pe care UTA i-are, dar trebuie să creadă și el. Nu mă deranjează, am atâta experiență, știți cum sunt la nervi. Dar v-am zis, prefer această reacție. A fost așa un pic greu de ținut. Da, știți, mă cunoașteți și voi. Dar acum, totuși, am experiență. Ce faci, bun, te duci? Am destul experiență să gestionez momente de asta. A venit la mine și a cerut scuze, dar nu a zis că nu, că pe mine eram supărat. Că a făcut o partidă bună meciul trecut. Nu numai el, că și Marcelo a fost titular și acum nu a intrat, dar când a uitat și a făcut treaba și... Vreau reacție de felul acesta. Și reacția lui Cucer când a intrat, că și el se credea nedreptățit. Și a intrat, a apărat și acum la fel, bravo lui Fabri, bravo la toți jucătorii. Acum trebuie să ne concentrăm pe meciul de sâmbătă cu Petrol. Au venit cei de la Rapid să-și vadă jucătorii. Da? Toți au venit. Da? Să stea liniștiți că sunt pe mâini bune. Îi pregătim și poate ni mai lasă vreun an pe aici. Pe ce melodie ați lăsat după meci? După meci, da. Noi avem imnul nostru. De care? De la Dunăre la Sena. Ați învățat tot imnul acolo? Păi trebuie să înveți, normal. Trebuie să înveți, nu? Dacă ești acolo, trebuie să, știu, să te implici. Chiar e un oraș de fotbal și toată lumea pune suflet. Mulțumesc suporterilor care au venit până aici, la București, și au susținut echipa. Și sper la meciul cu Petrolul să creeze o atmosferă frumoasă și să ne ajute să câștigăm cele 3 puncte. Ar fi ideal ca să câștigăm acasă, să avem continuitate. Cum e după transferul ăsta? Ați vorbit cu el? Mai rău, parcă a intervenit o relaxare și nu vreau să i-am și spus. Că cred că te-ai uitat și tu la meciul de ieri. Nu cu el vorbeam, te-ai uitat și tu la meciul de ieri. E grea viața de la mijloc în sus. Adică el acum are posibilitatea, plus de asta, să fie mult mai relaxat. Are acum viitorul lui, e aproape aranjat, ținând cont că ai semnat pe 4 ani jumate, dar asta nu înseamnă că trebuie să te mulțumești cu doar că ai semnat, i-am spus că concurența e mare, la fel și la Cătă, la Vurturare, i-am spus că aici are posibilitatea să arate că merită să fie în lotul celor de la Rapid, care au și alt buget, alte condiții, alte obiective, dar eu cred că o să le prindă bine. Și la Micosi vedeți că, chiar dacă nu știu, a fost la meci, a venit. Bă, de unde e Micosi chiar? Fi ajuns la meci? Mână moartă. Și Micosi, care a făcut un sezon foarte bun,
Și bă, Cătălin, l-am văzut, îmi place, bă, e prezent, are calitate și Rareș. Ați văzut că astăzi am jucat cu 6 plus 5, deja încercăm să ne adaptăm. Și cum se anunță lupta asta? Că mă uit că sunt foarte apropiate așa echipele, ca puncte. Uite, am momentul ăsta la egalitate cu Hermannstadt, Sepsi imediat. N-arată rău, de-aia, bă, o să ne pară rău de cele două puncte pierdute acasă. Am pierdut pe mâna noastră. Deci am filozofat, am fost prea sigur pe noi. Dar mai sunt 4 meciuri. Să joacă, cum spui tu, echipele sunt strânse, orice victorie, bă, ai câștigat un meci, deja ai șanse la play-off, ai pierdut un meci. Ar fi un meci frumos să ajungeți în play-off? Uf, toată lumea cred că visează. Ar fi bine și cei din Arad să viseze, că până acum doar își propun lucruri, eu știu, poate și realiste, ținând cont de situația de acolo, dar în momentul de față și echipa cred că joacă, am reușit să formez un grup. Nu uitați că au plecat 24 sau 5 și au venit 21, toată lumea a criticat. E normal, din moment ce se pleacă jucătorii, e normal că trebuie să se aducă jucători. Și mai și greșești, și acum au fost câteva schimbări, au plecat încă 3-4 și au mai venit 4 jucători. Dar eu cred că UTA arată bine și ca joc și ca, eu știu, ca lot. Ce spuneți de Mircea Lucescu, că a ajuns la Dinamo în 2 săptămâni de dori la Dinamo și vizitează de târcoale pe acolo, noroc, da. Sau? Da. Nu vreau să vorbesc, eu sunt antrenorul celor de la UTA. Dar aș vrea, Nea Mircea, așa cu povești, cu... Da, haide, Nea Mircea, să păpucăm și mâna în buzunar, ce alea să facem, că toți așa cu sănătate și succesul era... La Zorea, investitor la Dinamo? Nea Mircea, iartă-mă, te rog. Nea Mircea, nu știu că bagă banii în fotbalul nostru. Se ajută cu o vorbă bună acolo. Ful. Și la Arad știi cât sunt vorbe bune, mama mea. Sunt mulți? Da. Bine. Dar dumneavoastră băgați și la Arad cum băgați pe la Dinamo? Am mai băgat. Am mai băgat și a mers bine. Să-l arăt. Hai.